Nu din tot județul. Doar din 16-17 primări. Unii la 300 și ceva, alții la 30 și ceva. Partidul Democrat Liberal va continua acțiunile din această vară și mâine vor primi adrese de la noi. Direcția Evidenței Populației să ne spună ce măsuri a luat să înlocuiască cărțile de identitate expirate. Dacă tot au făcut o asemenea acțiune, măcar să avem un feedback pozitiv. Iar cele 17 primării să ne dea numele celor pe care i-au pus în situația de în domiciliu sau reședință străinătate. Eu nu știu ce e reședință străinătate. Deci, am căutat în toată legislația din România. Nu am găsit. Poate n-am reușit eu să găsesc. Da? N-am găsit. Și pe ce bază au trecut acele persoane la acea rubrică și ce au de gând să facă cu el? Pentru că vă reamintesc că în 45 de zile, mai puțin de 45 de zile, primarii trebuie să prezinte listele electorale și vreau să știu ce fac. Totul sunt 2000 de oameni, iar în unele comune sunt numere importante, 300 de persoane. Nu? Și au și votat mulți. Și vrem să vedem persoanele care sunt trecute acolo, le compară și noi cu listele pe care le avem, suplimentare, să vedem ce-i cu ele. Deci,